Salut! Sunt Otto de la Miere TV și astăzi s-a terminat săptămâna 27 din Otto slăbește sezonul 4. Urșii mei, bine ați venit la singura transformare live de pe tot YouTube-ul, pentru că punem clipuri în fiecare duminică. Singura transformare documentată, pentru că vedeți absolut toate mesele și cântarul oficial din fiecare săptămână. Și singura dietă apicolă, pentru că folosesc numai suplimente apicole. Săptămâna aceasta a fost extraordinară! Eu deja m-am cântărit și vreau să vă spun încă de acum că am reușit să ajung la peste 48 de kilograme slăbite. Am slăbit și săptămâna asta 1 kilogram și o să vedeți și voi cântarul oficial la sfârșitul acestui clip. Dar până atunci, haideți să vedeți toate mesele din această săptămână în ordine cronologică de luni până vineri, să vedeți absolut tot ce am făcut și să vă luați cea mai tare doză de inspirație și de motivație din mesele mele și din sfaturile mele și să faceți și voi o transformare poate chiar mai șmecheră decât a mea. Ia uitați, urșilor, cheat day, o recompensă bine meritată după cele 47 de kilograme slăbite. Apropo, ați văzut clipul de pe YouTube cu săptămâna 26, am slăbit 47 de kilograme, dacă nu l-ați văzut trebuie să-l vedeți neapărat. Aici avem cornuri de la brutărie, n-am mai mâncat niciodată, cu ciocolată. Ia să vedem aici ce am mai luat. Rom Baz. Mamă, nici de asta n-am mai mâncat niciodată în premieră. O să le gustăm și o să vă spunem cum sunt, da? Sunt aici cu un tovarăș de-al meu. Ia să vedem aici ce mai avem. Oreo, brownie, choco. Mamă, nici de asta n-am mai mâncat. Mamă, câte noutăți am luat aici, schijau. Kinder Bueno, două bucăți, una pentru mine, una pentru el. Ia să vedem aici, că trebuie și ceva sărat. Chio chips cu sare, de asta am mai mâncat acum câțiva ani. Așa, hai să mai vedem aici, noutăți. Uite încă o noutate pe care n-am mai mâncat-o. Chio barbecue chips cu barbecue. Chio chips cu barbecue. Și cred că sunt și picante un pic astea, fil. Și aici, ia să vedem. Snack cu sare, tot de la Chio. Astea sunt citurile, o să pregătim și ceva de mâncare, o să vă arătăm. Ia uitați aici, urșilor, ce avem la cheat day. Avem două ouă prăjale, așa, da? Prăjite, cârnați prăjiți. Avem aici niște pâine extraordinară, o turtă așa cu mărar și cu brânză. Avem și pâine de brutărie, i-am tăiat aici, proaspătă, să muiem așa nou. Și aici avem niște legume de la noi din curte și niște brânze de oaie. Foarte sănătoase este, da? Asta nu, nu e bună. Astea da, foarte bune și foarte sănătoase. Vă urez poftă bună. Noi ne băgăm să mâncăm aici cheat day-ul de astăzi. Ia haideți să vedem, urșilor, după o masă copioasă merge o bere răcoroasă. Haideți să iau două. Să-i luăm sushi-ul, schijau una. Din asta Grolș, foarte bună berea asta. Hai să vedem cum e rombazul ăsta, că n-am mâncat niciodată. Super bun. Napolitană, cremă de ciocolată cu rom. Da, foarte bun. Foarte, foarte bun. Bună dimineața! Începem singura transformare live, singura transformare documentată, urșilor, și singura dietă apicolă cu suplimentele mele apicole cu o linguriță de miere de rapiță pe care o voi folosi să îndulcesc cafeaua, pentru că este super bună, mă ajută foarte mult, îmi dă foarte multă energie și nu schimbă gustul cafelei, este foarte important. Cafeaua are gustul exact ca și când ai pune zahăr. Iar aici avem păstură, avem api complet, o să luăm câte o linguriță și din produsele acestea pentru că sunt super bune pentru masa musculară. Iar aici am pregătit deja micul dejun, haideți să vă arăt. Avem roșii de la noi din curte, castraveți, de la noi din curte, din solar. Avem o bucată de brânză, două felii de pâine și aici avem carne de la garniță cu mărar și cu ou în tigaie. Ceva extraordinar. Un deliciu românesc. Mie îmi place foarte mult carnea asta de la garniță. Și după cum vedeți, avem aici vreo 3 bucăți babane. Abia aștept să mănânc. Vă urez poftă bună. Am uitat să vă zic, este ora 11. O să mănânc, o să beau cafeaua, o să-mi iau suplimentele și după aia mergem la sală să ne facem abonament și să începem să tragem de fiare iarăși, pentru că am făcut o pauză de vreo 2-3 săptămâni. Deci este extraordinară masa asta, urșilor. Știți cum este cărnița asta? Se topește în gură, fraților, se topește în gură. Este extraordinară și toată combinația asta merge de minune. Și vreau să vă mai arăt aici punga asta de Chio Chips din weekend. Da, pentru că am făcut dezmăț în weekend. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, ar trebui să o faceți, pentru că acolo postez tot ce mănânc în weekend, toate cheat day-urile, toate prostiile care le mănânc și nu numai.
Aici pe YouTube nu vedeți ce mănânc sâmbătă și duminică, așa că dați-mi un follow pe Instagram și pe Facebook, da? Dacă vreți să vedeți ce mănânc în weekend. Pentru că weekendul acesta a fost un dezmăț total, am mâncat o grămadă de chestii, de noutăți pe care nu le-am mai mâncat niciodată. Am mâncat Oreo, am mâncat rom, baz. În fine, acum să revenim la mâncarea noastră. Vreau să vă mai zic că nu știu câte calorii are masa asta, nu mă interesează. Important este că avem cărniță, niște ou, niște brânză, adică proteină, și de la pâinea asta avem proteină. La pachet cu proteina asta vin și niște grăsimi și pe lângă asta avem carbohidrați din pâine, plus din legume, vitamine, minerale și fibre. Tot ce ne trebuie la o masă ca să fie completă, da? Urșilor, am ajuns în parcare aici la sală și nu vine să cred cât de mulți retardați sunt. Deja am ajuns foarte, foarte nervos pentru că sunt foarte mulți idioți în trafic care staie calea, care se bagă de pe o bandă pe alta, intră în giratorii fraților pe o bandă și în mijlocul giratoriului staie calea efectiv și intră pe banda ta. Deci sunt foarte, foarte mulți oameni care habar n-au să conducă și nu înțeleg de ce conduc, de ce insist, pentru că e foarte periculos și chestia asta cu șoferia nu e pentru toată lumea. Adică, frate, dacă nu te pricepi, lasă-l pe altul să conducă, nu te mai pune la volan, că riști viața aiurea altora și poți să faci accidente chiar mortale.
Ia uitați urșii mei, ce înghețate am găsit la Carrefour. Avem Milka, din asta mai mâncat. Ia să vedem aici, avem Ferrero Rocher nou, ia uitați. De asta n-am mai mâncat. Foarte șmecheră, cred că o să fie, să vedem. Avem aici Toblerone, nici din asta n-am mai mâncat. Sunt curios dacă voi ați mâncat din astea. Avem aici M&M's, nici din asta n-am mai mâncat. Avem înghețată Raffaello, nici din asta n-am mai mâncat. Și înghețată Kit Kat, 609, nici din asta n-am mai mâncat. Ia uitați bonul, 410 lei au costat toate cumpărăturile. Haideți să vedem. Înghețată Alune, Milka, 25 de lei, 4 bucăți. Hai să vedem ce a fost mai scump pe aici. Înghețată ciocolată Rocher, 25. Ciocolată Kit Kat, 22,68. Raffaello, 25. Mamă, Alune M&M's, 55 de lei, 4 bucăți. Asta a fost cea mai scumpă. Da, asta a fost foarte scumpă. După aia file de porc, bla bla, sucurile 3 baxuri, 92 de lei, berea 19 lei, 8 ori 0,33. Da, ăsta este bonul, în total 410, cum vi se pare? Mie mi se pare destul de scump, dar vreau neapărat să încerc înghețatele acelea. Oricum, M&M's-ul foarte scumpă, frate, 55,65, foarte scumpă. Haideți că l-am operat iară pe Rosto, s-a umflat iară fundulețul. Ce faci, mă, frumosule? S-a trezit din anestezie? Da, data trecută la prima operație era... Fresh. Era mort, era adormit. Da, dar l-am luat imediat, este la fiecare. Oh, sărăcuțul. Ia, stai cu el în spate. Of, ce rău îmi pare de el, e acolo în spate, sărăcuțul, cu maică mea. Sper să scape, că după prima operație am luat numai din alea bune, scumpe, cum se numesc, bobițe din alea cu fibre, ca să nu... să nu constipe, că am văzut că... I se umflase iar un pic fundulețul și ne-a spus doctorul să iau numai bobițe cu fibre și sunt super scumpe și tot degeaba. Și acum, după o lună, am fost iar cu el la operație. Am fost la alt doctor, l-a operat. Of, a încercat să-i coase acolo colonul, să-i mărească orificiul. Să sperăm că o să fie bine, că nu mai pot de el. Uitați-vă și voi, sărăcuțul, cum stă. Of, of, of. Noi încercăm să-l salvăm, că n-avem ce face. E și el un sufletel. Hai că l-am adus acasă pe fundulețul meu, pe rostogolul meu. Ia uitați-l. Stă și el aici cu minte, că n-are ce să facă. Ia mă, arată-ne fundulețul. Arată fundulețul la oameni. Unde ai tu probleme aici, mă? De nu poți să faci treaba mare și se umflă aici fundulețul. Of, ne-a zis doctorul că nu prea are de ce să-l coase colonul. Și a zis că dacă îi se mai umflă, n-avem încotro. Trebuie să venim în fiecare săptămână să-i facem câte o clismă, să-l curețe, pentru că nu mai poate fi operat, vă dați seama. Pare așa rău de el. Uitați și voi ce a slăbit, îi se văd coastele. A slăbit foarte mult, pentru că, deci în ultimele 2 zile n-a vrut să mai mănânce el, a refuzat să mănânce. Atunci după operație, după prima operație, acum o lună, mânca foarte mult. Dar îi dădeam cu porții, dădeam puțin, am luat și bobițe speciale, v-am zis. Și acum, na, nu am mâncat. S-a făcut ora 4 și este timpul pentru a doua masă urșilor. Șeful bucătar nu a avut timp să gătească nimic, a fost la serviciu. Un weekend a fost la Crimănești, la Tarabă, să vândă miere. Așa că o să mănânc 2 feluțe de pâine din integrală cu 2 feluțe de cașcaval din ăsta de la Hochland, din ăsta boschetar la folie, da, cu cedar. Din ăsta boschetar așa la folie. Dar mie îmi place. Mușchi țigănesc, 100 de grame. Haideți să punem. Asta are vreo 5 felii, așa că o să-mi pun aproximativ 80 de grame. O să-mi pun 4 felii, da? Câte 2 felii așa pe fiecare felie de pâine și o să mai rămână o felie. După calculele mele, sunt 80 de grame. Așa, da, este proteină suficientă. Nu e problema, o să am 4 mese astăzi. Iar aici avem napolact pur și simplu iaurt de băut în tignă. 1,5% grăsime, are 900 de grame. Probabil că nu o să-l beau pe tot. O să beau vreo jumătate, 400-500 de grame. Și o să se potrivească foarte bine cu sandvișurile astea două. Asta este a doua masă. După aia mă bag să mai fac niște pași. A fost foarte bine la sală. M-am pompat foarte bine. Îmi place foarte mult cum se vede forma. Îmi fac griji pentru ăsta mic, pentru rostogolul meu care stă acolo. O să mănânc, o să mergem după aia să facem niște pași, să ajungem și astăzi la 2 ore de mers și o să mai facem câte o pauză, așa că probabil nu o să merg 2 ore în continuu. O să mai facem o pauză de fructe, o să vedeți, o să avem o gustare consistentă, adică
o jumătate de kilogram, un kilogram de fructe, da? O să facem o salată de fructe, o să vă arăt. Și după aia urmează a treia masă, seara pe la 8, 9 și ultima masă, cum am obișnuit, 10, 11, 12 noaptea. Cam asta este programul meu. Dacă mă urmăriți, deja v-ați familiarizat. Poftă bună vă doresc și ne vedem mai încolo. S-a făcut ora 6 și este momentul acum să servesc o salată de fructe, pentru că tocmai aici am făcut o oră de cardio de mers. Avem aici o banană, avem zmeură, avem o pară, avem un măr, avem și vreo 2-3 caise. Deci este ceva extraordinar, da? O salată mare, de fructe, foarte bună, foarte multe vitamine. Vă îndemn și pe voi să mâncați fructe. Am mai ronțăit cei drept și din Chio chipsul ăsta, pentru că mi-a rămas din weekend, de când am sărbătorit. Dar trebuie să mâncăm și fructe, da? Nu uitați să mâncați fructe. Încercați să mâncați cât mai multe fructe și cât mai puține prostii din acestea. De ce? Pentru că chipsurile astea au undeva la 540 de calorii pe 100 grame. Vă dați seama? Și salatele fructe, adică fructele, au 50 de calorii. Majoritatea fructelor au până în 50 de calorii pe 100 grame. Decât banana asta e mai mult, are vreo 90 de calorii. Dar celelalte fructe au sub 50 de calorii pe 100 grame, ceea ce înseamnă că poți să mănânci un kilogram și să iei mai puține calorii decât 100 grame de chipsuri sau de ciocolată. Vă dați seama? Poftă bună vă orez și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 9 și așteptăm să pregătească șeful bucătar masa, iar aici avem un baton din ăsta de ciocolată cu napolitană de la Rom. Se numește Rom Baz. E foarte bun, am mai mâncat și în weekend un baton, mi-am luat și astăzi unul, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și o să mănânc batonul ăsta până se face masa, pentru că nu mi-este așa foame, nu mi-este poftă de mâncare. Am făcut foarte mult efort astăzi și totuși trebuie să mănânc, așa că o să folosesc această ciocolată pentru a-mi deschide apetitul. Dacă nu știați, dulcele, zahărul, ciocolata vă dă poftă de mâncare. Haideți că am coborât la masă, ia uitați aici, avem cartofi prăjiți. Bine, de fapt este un singur cartof. Unde e cartoful celălalt? E un cartof cam ca asta, așa, am pus. Maica mi-a mai adus unul, dar i-am zis că e suficient unul singur. Aici mai avem niște cărnițe de la garniță. Trebuie să o încălzim și pasta. Ia uita și mișto arată. Aici avem niște cârnați. Aici o salată de roșii, simplă așa, cu puțină sare. Aici avem sos de usturoi de la KFC. Niște ketchup. Haideți să pregătim asta și să vă arăt cum arată. I-am scos într-un șervețel din asta de bucătărie. Să mai scoatem din ulei. Naiba, că e prea mult ulei. Prea mult ulei, prea multă grăsime. Dacă mai îmi pun și sos de la KFC, rupem caloriile în două și la masa asta. Bine, că azi am mâncat destul de puțin, nu prea am mâncat așa mult. Nu vine să cred câți cartofi sunt în farfurie și v-am zis de la un singur cartof. Ia uitați ce mulți sunt. Și aici avem cărnița de la garniță. Mi-am făcut farfuria, mi-am pus niște sosuri. Avem și salata de roșii. O să mănânc fără pâine. Vă urez poftă bună. Și asta este a treia masă pe ziua de astăzi. Deci carnea asta este atât de bună, carnea asta de la garniță, mai bună decât orice KFC și decât orice carne posibilă. Este făcută de noi, nu este luată din comerț, este extraordinară. Iar cartofii la fel, mult mai bun decât cei de la KFC, de la McDonald's. Mult mai bun, nu se poate compara. Superb, superb. Și vedeți, pentru că am tăiat-o așa mai mic, zici că e mai multă carne acum. Întotdeauna când tai mâncarea mai mică așa, bucățele mai mici, ți se pare că este mai multă. Urșilor, m-am uitat să văd câte calorii are rombazul ăsta și nu puteam să citesc. Au scris ăștia atât de mic și cu negru pe albastru, încât nu înțelegi absolut nimic. Dar până la urmă am descifrat. Ia uite că se vede mai bine cu blitzul. Mamă, ce bine se vede cu blitzul, nu vine să cred. Deci uitați-vă aici, 561 de calorii pe 100 de grame și are 50 de grame. Deci rahatul ăsta mic are 280 de calorii. Nu-mi vine să cred cât de multe calorii are. 280, mă frate. Și 560 pe 100 de grame. Deci două din astea au 560 de calorii. Foarte mult. E foarte bună, dar are foarte multe calorii. S-a făcut ora 12 noaptea, urșilor, și este timpul pentru ultima servire de proteine de astăzi. Avem o budincă proteică de la Dr. Oetker cu ciocolată, cu 40 de grame de proteină și 400 de grame, deci avem destul volum, este și foarte gustoasă, avem și foarte multe proteine, prețul este undeva la 11 lei și ceva, am luat-o de la Carrefour și este foarte bună, da? Haideți să vă mai arăt cum arată, este foarte groasă, ia uitați, nici nu pică pe mine, vedeți? Ia uitați-vă, foarte, foarte groasă, ceva de calitate,
foarte bună, mie îmi place foarte mult și mă ajută și cu masa musculară, da, pentru că are multe proteine. Adică nu este doar un dulce așa aiurea mâncat, cum ar fi ciocolata sau cum ar fi prostiile pe care le mănânc eu, că ați văzut că mănânc o grămadă de ciocolată și de batoane și de tot felul de chestii, le încerc o grămadă de chestii și na, chiar am fost surprins să văd câte calorii are romul la bază, extraordinar de multe. Iar budinca asta de 400 de grame are decât 330 de calorii. 400 de grame, vă dați seama, nu ca romul la bază. Iar bucățica aceea de rom de 50 de grame avea 280 de calorii. Enorm, enorm. Plus de asta n-are nici proteină. În fine, ultima masă o să fie budinca asta ceva mai ușor, da? Pentru că astăzi am mâncat destul de greu, am mâncat prăjele, ați văzut. Mănânc exact ca un om obișnuit, da? Ca un om de rând. Nu mănânc ca un sportiv, pentru că nici nu sunt sportiv de performanță. Nu mănânc ca un culturist, nu mă pregătesc de nicio competiție. Pe canalul meu și în dieta mea niciodată nu o să vedeți piept de pui și brocoli, pentru că nu suport aceste două lucruri. Să avem 5, 6, 7 mese cu piept de pui și brocoli, da? Și orez. În niciun caz nu o să vedeți așa ceva. O să vedeți mâncăruri tradiționale, mâncăruri românești, mâncăruri obișnuite, exact ce mănâncă oamenii obișnuiți și eu vă demonstrez că se poate slăbi cu absolut orice mâncare, demontăm toate miturile din industria fitness-ului și din industria alimentară și toate miturile nutriționiștilor, cum că nu trebuie să mănânci aia, nu trebuie să mănânci aia, nu trebuie să mănânci aia atunci când ești la o dietă, adică practic să schimbi tot stilul de viață, să nu mai mănânci nimic din ceea ce erai tu obișnuit, eventual să faci și foamea, ca la Auschwitz și după aia ce faci? După aia te îngrași de tăia naibii. După 3, 4, 5 luni după ce slăbești foarte mult și te înfometezi și nu mănânci o grămadă de lucruri, după aia poftești atât de tare la toate lucrurile care erai tu obișnuit și care îți fac plăcere să le mănânci, încât o să mănânci de nu o să te mai oprești și o să pui la loc toate kilogramele foarte repede. Așa că abordarea mea mi se pare foarte, foarte bună, pentru că poți să mănânci absolut tot ce îți dorești tu, cu ce ești tu obișnuit efectiv, trebuie doar să faci mai multă mișcare, să mergi mai mult pe jos. Dacă vrei masă musculară, trebuie să tragi puțin de fiare, trebuie să ai mese mai micuțe, să mănânci mai des și mai puțin ca să nu-ți mărești stomacul, trebuie să ai proteine la fiecare masă, pentru că proteina ține de foame mai bine și te ajută cu masa musculară, adică te ajută să construiești masă musculară. Masa musculară la fel îți mărește metabolismul, îți mărește rata metabolică și poți să mănânci mai mult cu timpul, pe măsură ce pui mai multe kilograme de mușchi, dar chestia asta se întâmplă în câțiva ani, nu o să se întâmple în câteva luni, cum se așteaptă toată lumea. Trebuie să mănânci mai multe fructe, pentru că ați văzut că eu mănânc foarte multe fructe. Adică, ok, mănânci o bucățică de ciocolată, da, mănânci un 50 de grame de ciocolată acolo, poate în alte zile mănânci mai mult, poate mănânci o ciocolată întreagă, mănânci 100 de grame de ciocolată, dar niciodată să nu uiți să mănânci fructe, să mănânci câte 500-600 de grame, un kilogram de fructe, nu să mănânci un măr. Ce faci, frate, cu un măr pe zi? Aia e vrăjeală de a dormi copiii, ce, avem 5 ani? Fraților, suntem la categoria grea, trebuie să mâncăm multe fructe, nu așa. Decât să mănânci 3 Snickers-uri și un măr, mai bine mănânci 5 mere și un Snickers, mai bine mănânci 10 mere și un Snickers, da? Asta e proporția bună. Nu 3 Snickers și un măr. Pe ce e asta? Nu zice nimeni să nu mănânci o bucățică de ciocolată, da? Să nu mănânci acolo un 20, 30, 40, 50 de grame de ciocolată pe zi. Să-ți păstrezi acolo 2-300 de calorii în fiecare zi să-ți faci pofta cu ceva ce-ți place ție, o înghețată, o clătită, o bucățică de ciocolată, pentru că dacă nu vei mânca niciodată lucruri din acestea care îți fac plăcere și vei pofti într-una, aia nu se mai numește dietă, aia se numește abținere, aia se numește înfometare și toată lumea poate să facă lucrul ăsta. Toată lumea poate să intre pe internet să caute o dietă, da, foarte slabă în calorii, să mănânci câteva fructe, să mănânci câteva fierturi acolo, cu niște piept de pui fiert fără niciun gust, să mănânci câteva legume fierte, să mănânci un iaurt. Dar asta nu e viață, fraților. Trebuie să mâncăm și pâine, trebuie să mâncăm și cărniță de porc, trebuie să mâncăm orice până la urmă și sarmale, deci absolut orice, orice vă doriți, dar trebuie să aveți o limită, să nu mai mâncăm așa până ne doare burta, să nu să stăm nemâncați foarte mult timp și după aia să mâncăm foarte mult până ne doare burta și să luăm vreo 2-3 mii de calorii numai la o masă și să ne mărim și stomacul. Nu mai credeți în toate prostiile astea de intermittent fasting, slăbește cu o masă pe zi și toate prostiile astea, pentru că eu le-am încercat pe absolut toate, da? Am încercat și diete foarte slabe în calorii de 1000 de calorii pe zi, am încercat și intermittent fasting, am încercat și să mănânc o singură masă pe zi și vă spun că toate chestiile astea sunt niște prostii. Eu acum probabil că aveam o masă musculară mult mai dezvoltată dacă nu încercam tot felul de tâmpenii și de aceea vreau să vă arăt și să vă demonstrez cum trebuie să mâncați corect, cum puteți mânca absolut tot ce vă doriți și cum puteți să construiți masă musculară, să arătați mai bine, să aveți mai multă încredere în voi, să fiți mai sănătoși, că până la urmă asta contează cel mai mult.
să fim sănătoși, să putem să mâncăm tot ce ne dorim, să sărbătorim alături de familie și de cei dragi și să avem o viață cât mai calitativă și cât mai lungă. Gata, v-am lăsat, deja m-am lungit prea mult, mă bag să savurez budinca asta proteică, vă doresc somn ușor, noapte bună, poftă mare și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm, să vedem ce ne gătește șeful meu bucătar, că mi-a zis că vrea să facă un orez. Orez din ăla cu mănâncă culturiștii la de dietă. Nu glumesc, mama vrea să facă un pilaf, de fapt, cu legume, așa, cu morcov, cu eu știu ce legume mai punea pe acolo, cu ceapă. Face un pilaf bun, nu prea am mâncat eu pilaf în perioada asta de slăbire. Nu prea mă omor, de fapt, cu pilaful, cu orezul, dar o să mănânc și eu câteva porții în următoarele zile, dacă face, pentru că îl face bun și trebuie să mai mâncăm și ce are ea poftă, da? Ce au părinții mei poftă, adică acum nu pot să le impun să gătească special pentru mine numai ce-mi doresc eu. Ați văzut că și în seara asta nu a fost nimic de mâncare, au făcut cartofi prăjiți, cu carne de la garniță, cu cârnați. Asta am mâncat și eu exact ca ei, deci nu se pune problema să trebuiască să ai o dietă atât de strictă, poți să-ți mai faci de cap, mai ales că eu am slăbit acum foarte multe kilograme, că am pus multă masă musculară, că am o viață foarte activă, așa că nu-mi fac griji. Plus de asta ați văzut câte prostii am mâncat și săptămânile trecute. Dacă n-ați văzut, trebuie să vedeți neapărat toate clipurile din seria Otto slăbește, din transformarea mea live, pentru că este ceva extraordinar. Bună dimineața, haideți să facem cafeluța, mi-am pregătit aici cafeluța, sunt dulcin cu o linguriță de miere de rapiță. O linguriță generoasă, pentru că îmi place cafeluța dulce și mierea asta este extraordinară. Așa. O să luăm și suplimentele Apicole, păstură și Apicomplet și vreau să vă spun că mă simt foarte, foarte ciudat. Zici că a dat tractorul peste mine și tancul și trenul și vaporul și tot. Am o febră musculară. Am făcut ieri upper body, am făcut mai multe exerciții și bicep și tricep și trapez și umeri, piept, mai puțin spate. Spate n-am făcut și vreau să vă spun că am o febră musculară la multe grupe musculare și astăzi o să mergem să facem decât spate și poate puțin triceps, că ieri am făcut mai puțin triceps și sperăm că o să ne revenim în câteva zile, pentru că na, așa e când faci pauză de la sală, începi după aia să ai febră musculară, să-ți ieși din ritm, efectiv. Dar cu siguranță o să ne revenim și o să se reactiveze și mușchii, pentru că mușchii au o memorie musculară. Oricum, mi-a plăcut forma de ieri. O să spun că sunt mulțumit, adică nu mi se pare că am pierdut masă musculară sau ceva. Pur și simplu mi se pare așa că m-am micșorat, am intrat la apă. Vă dați seama, dacă tot slăbesc câte un kilogram, 100 pe în fiecare săptămână, na, mi se pare că am intrat la apă, parcă nu mai am brațele așa mari. În schimb, sunt mai definit, înțelegeți? Și parcă se văd mai bine mușchii pe brațe și pe umeri, se văd striați de mai bine. Dar am pierdut din dimensiune, așa, din masivitatea pe care o aveam. În fine, haideți să bem cafeluța, că e târziu, este ora 12 și după aia să mergem să ne facem ceva de mâncare și să fugim la sală, pentru că trebuie să o luăm și pe mamasita, da, de la serviciu. Ia uitați-l pe Rosto! Ia uitați-l pe Rosto, s-a trezit! Ce faci, bă, Rosto, bă? Ești mai bine? Știu, ți-e foame, uite, ești slăbit! Dar trebuie să mâncăm puțin iaurt azi. Astăzi mâncăm foarte puțin, așa ne-a zis domnul doctor, da? Ia, mai ești tu un falafonduleț? Mai ești un pic, da? Sperăm să se desumfle. Hai că e bine, mă bucur că e voios, că are energie, s-a trezit. Eu mi-am pregătit aici micul dejun. Haideți să mergem înăuntru să vă explic cum stă treaba. Că nu prea mi-e foame. Nu știu, căldura asta... Și faptul că de-abia m-am trezit, mi-e foarte greu să mănânc, dar totuși sunt obligat să mănânc, da? Mă forțez să mănânc ceva cu proteină. Este foarte important să luați prima servire cu proteină în prima oră când vă treziți, da? Să nu trec mai mult de o oră. Eu am trezit acum o jumătate de oră, am băut câteva guri de cafea, am băut jumătate de cană, mai am jumătate de cană pe care o să beau înainte să plec la sală. Și trebuie să mănânc pentru că după aia trebuie să plecăm și la sală și trebuie să creștem masa musculară, da? Deci este foarte important pentru sintetizarea proteinei în corp să vă împărțiți mesele pe parcursul întregii zile. Așadar, prima masă trebuie să o luați într-o oră de când vă treziți și să mâncați ceva proteină. De fapt, la fiecare masă trebuie să mâncați ceva proteină. Poate vi se pare aici că nu am multă proteină, dar v-am zis, nu mi-este foame și eu totuși o să încerc să mănânc forțat. Avem două feluțe de pâine care au aproximativ 5 grame de proteină. Avem 100 de grame de mușchi țigănesc care au vreo 20 grame de proteină, deci vreo 25 de grame până acum. Și mai avem și cașcavalul ăsta care mai are și vreo 5 grame.
Deci avem o servire de 30 de grame de proteină aici, ceea ce este ok. Ultima masă, cel mai bine ar fi să o luați cu o oră înainte să vă băgați la somn. Tot așa, o masă micuță, da, de vreo 300-400 de calorii. Noaptea nu trebuie să mâncăm mult. Dar trebuie să mâncăm ceva cu proteină, să avem acolo 30-40 de grame de proteină peste noapte. Pentru că după aia noaptea urmează să facem fasting și nu mâncăm nimic și corpul trebuie să aibă niște proteine în sistem. Și mai luați încă 2 sau 3 mese în timpul zilei, distanțate la 3-4-5 ore. Diferență. Da, deci așa trebuie să mâncați, să sintetizați cât mai bine proteina, să mâncați cât mai multe mese, să mâncați cât mai multe, să mâncați între 3 și 5 mese pe zi, prima masă într-o oră de când vă treziți, ultima masă cu o oră înainte să vă băgați la somn și celelalte în timpul zilei, distanțate la 3, 4, 5 ore. Este foarte simplu. Nu trebuie să stați să faceți fasting, să mâncați o singură dată pe zi sau să faceți intermittent fasting, da? Să mâncați într-o fereastră de câteva ore și restul timpului de 14, 16, 18 ore să nu mâncați. Astea sunt foarte, foarte proaste, niște teorii foarte proaste pentru masa musculară. Știu că majoritatea vreți să slăbiți, poate nu vă interesează masa musculară, dar puteți să slăbiți, credeți-mă pe cuvânt și uitați-vă la clipurile mele, puteți să slăbiți și dacă aveți mai multe mese pe zi, nu asta e problema. Nu faptul că mănânci într-o fereastră de câteva ore și după asta ai nemâncat, te ajută să slăbești. Tot deficitul caloric stă la baza oricărei diete și oricărui program de a slăbi, da? Poți să fii într-un deficit caloric și dacă ai mai multe mese, dacă ai 4-5 mese pe zi. Plus de asta facilitezi și digestia, pentru că nu mănânci ca prostul o grămadă de calorii într-un interval foarte scurt de ore. Mănânci câte puțin, odată la câteva ore și corpul digeră mâncarea, nu te simți balonat, nu te simți full, nu-ți mărești stomacul. Sunt mai multe beneficii, înțelegeți? Nu numai pentru masa musculară. Acum fiecare face cum vrea, pentru unii poate să funcționeze chestia asta cu intermittent fasting, da? Sau cu o masă pe zi. Dar vă zic, cu cât vă apropiați, cu cât vă duceți mai jos cu nivelul de grăsime corporală și vă apropiați de greutatea ideală, cu atât vă va fi mai greu să mâncați, să stați nemâncați o perioadă foarte lungă de timp. Puteți să amețiți, puteți să vă doară capul, nu mai dați randament la sport, mai ales dacă sunteți o persoană activă cum sunt eu, da? Nu poți să stai atâtea ore nemâncat, nu este bine. La început, când ești gras, când ai 150 de kg, da, frate, poți să stai și 3 zile nemâncat, și 7 zile nemâncat, că ai 150 de kg, corpul are rezerve. Dar pe măsură ce slăbești, 10, 20, 30, 50 de kg, nu o să mai poți să stai nemâncat așa cu zilele, o să vedeți. Și nici nu e sănătos, adică nici nu aș recomanda chestia asta. Este o chestie extremistă și știți bine că mie nu-mi plac chestiile extremiste. De ce să vă duceți de la o extremă la alta? Ba mâncați foarte mult și vă îngrășați, ba mâncați, stați după aia nu știu câte zile și nu mâncați nimic ca să slăbiți. Astea sunt chestii de extreme și nu fac bine. Șocați corpul și nu este ok. Vă urez poftă bună, îmi bag să mănânc masa asta și apoi îmi termin cafeaua și plecăm la sală. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 I
killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it. Killed it, it's murder. Sală urșilor și am terminat de făcut clipul din Otto Mănâncă cu înghețatele astea, cele mai bune înghețate, cele mai scumpe înghețate pe băți, da? Am mâncat M&M's, ia uitați câte am mâncat aici, câte una din fiecare, Toblerone, Ferrero Rocher, Raffaello, M&M's, Kit Kat, da? Am mâncat de toate, sunt foarte bune, ce să vă zic. Am tras o căldură foarte mare în mașină și am intrat la fix aceste înghețate acum. O să mai stăm puțin și după aia mergem să mâncăm ceva și ne apucăm să mai facem pași. S-a făcut ora 5, mi-am pregătit aici un platou așa rapid pentru că mama Sitana a apucat să fac mâncarea. Avem două filete de pâine cu graham și am pus niște pateu peste. Avem aici niște brânză de oaie, sărată, telemea, un castravete și o roșie de la noi din grădină. Vreau să mănânc acum pentru că sunt în pauză, pauză de odihnă, da, am făcut deja o oră de mers după ce am venit de la sală. Am avut foarte multă energie pentru că am mâncat acele înghețate, am luat aproximativ 1000 de calorii din ele și am băgat o oră de mers, am făcut 7000 de pași, iar acum ne odihnim puțin, servim următoarea masă cu proteină, după cum puteți vedea ceva foarte simplu, așa de vară, și apoi vreau să mai merg încă o oră să mai fac 7000 de pași. Și până diseară sper să fie gata și mâncarea. Sper ca șeful meu bucătar să termine de făcut mâncarea și să mâncăm și noi o mâncare gătită, da? Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Aici se pregătește masa. Ia uitați aici, avem castraveți din ăștia de la Saramură, avem salată de roșii de la noi din curte. Ia haideți să vedem că am mâncat astăzi mai tâmpenii și am mâncat mai răcituri, mi s-a luat de ele. Vreau să mănânc și eu ceva cald, mâncare gătită. Ia uitați urșii mei ce avem aici. Bă, stai, iar nu focusează, mă nerează. Așa. Ia uitați, a făcut mama un pilaf și a pus și niște sos de roșie să iasă așa mai colorat. Multe legume, cărniță, dar nu este piept de pui, cum vă așteptați voi, este piept de porc. Știți bine că mie nu-mi place puiul, mănânc foarte rar pui, mai ales piept de pui. Asta este un cotlet de porc foarte, foarte fain. Trebuie să mai așteptăm un pic să se facă și apoi o să servim și noi masa. Ia să-l gustăm, ci că să facem controlul calității. Ia să vedem noi, e gata sau nu e gata? Cam al dente. Mai trebuie un pic lăsat. Mai trebuie. Și uitați-l aici pe cățelușul nostru, pe Rostogol. Astăzi a zburdat, a fost foarte vesel, a mâncat. Stă și el în casă cu noi acum când e bolnăvior, îl ținem aici. Ce bă, frumosule? Hai că te faci bine. Te faci bine, ia să vezi. Așa, urșii mei, haide să ne punem la masă. S-a făcut ora 8 și este timpul pentru masa de seară, pentru a treia masă. Avem aici ca salate, avem două opțiuni și o să mănânc din ambele opțiuni. Avem aici pilaf, un fel de pilaf sârbesc, cred, ore sârbesc așa, cu sos de roșii, v-am zis, cu din alea cu ciuperci, uitați și ciupercile, multe legume, multă cărniță din asta de porc, mușchi din asta de porc, da, cotlet, foarte, foarte fain arată. Abia aștept să ne înfigem în el, trebuie să am grijă că arde. Nu prea mănânc eu orez, de obicei ați văzut că nu prea am mâncat eu orez la dieta mea și nu neapărat la dietă, în stilul meu de viață, practic, ce mănânc eu de obicei, dar dacă mama a avut poftă de orez, de pilaf și a făcut pilaf, mâncăm și noi. V-am zis, trebuie să vă adaptați la ce se mănâncă în casă, nu trebuie să mâncați ceva special. Mă bag să mănânc acum pentru că mi-este foame, pentru că am mâncat mai prostii astăzi și mai răcituri și vreau să mă bucur de masa asta caldă. Vă urez poftă bună și ne vedem mai pe seară, mai la noapte, cu ultima masă.
S-a făcut ora 12 noaptea oriștilor și ne uităm la meci, la Italia-Spania, au intrat în prelungiri, este 1-1. Iar aici mi-am pregătit a patra masă pe ziua de astăzi. Ia uitați, avem o budincă proteică cu 40 de grame de proteină, are 400 grame și 330 de calorii. Iar aici, ia stați o pune deoparte să vă arăt ce avem aici. Aici mi-a pregătit șeful bucătar fructe. I-am zis să-mi fac o salată de fructe, pentru că avem multe tipuri de fructe și mi-a făcut o salată generoasă. Ia uitați aici, peste un kilogram de fructe pe care le voi mânca pe toate. Pentru că vreau să mă îngraș. Nu știați că fructele îngrașă, mai ales noaptea? Pentru că au fructoză, pentru că au zahăr. Glumesc, urșilor, glumesc, trebuie să mâncați neapărat fructe cât mai multe. După cum puteți vedea, eu mănânc un kilogram de fructe. În fiecare zi îmi doresc să mănânc un kilogram de fructe pentru că sunt extraordinare. Au foarte puține calorii, au foarte multe vitamine și sunt foarte, foarte bune pentru slăbit, pentru a vă umple stomacul. Sunt foarte bune pentru sănătate, pentru a fi puternici, pentru a fi sănătoși. Deci sunt extraordinare, da? Dacă vă e foame, băgați fructe, nu aveți cum să greșiți cu fructele. Avem aici zmeură, avem pepene galben, avem din astea, cum se numesc astea, caise, avem banană, avem pară, avem măr, diversificate, pentru că avem nevoie de toate vitaminele, da? Sper că nu mai credeți că fructele îngrașă, mai ales seara, pentru că nu îngrașă, da? V-am demonstrat, mănânc mereu fructe, mai ales noaptea. Îmi plac foarte mult, sunt foarte bune, vă țin și pofta de dulce sub control, au foarte puține calorii și o să distrugem toate miturile astea din industria fitness-ului și din industria asta a nutriționiștilor care vă recomandă tot felul de tâmpenii, să mâncați cât un măr, să mâncați cât un fruct pe zi. Nu, fraților, mâncați câte fructe vreți voi. Oamenii nu se îngrașă și nu ajung obezi pentru că mănâncă prea multe fructe, da? Pentru că mănâncă prea multe căcaturi, de-aia ajung grași, pentru că mănâncă prea multe dulciuri, prea multe fast food-uri. Niciodată nu se îngrașe cineva de la fructe. Astăzi am mâncat foarte multe fructe și cred că o să mă îngraș. În niciun caz! Deci astea sunt prostii, sunt aberații. Ia uitați, urșilor, am terminat-o. Mi-a luat un sfert de oră să termin toată salata asta și credeți-mă, sunt full acum. Și mai am încă 400 de grame de mâncat. Trebuie să mâncăm și proteine, da? Deci peste un kilogram jumătate la masa asta și stăteam așa și mă gândeam în timp ce mâncam salata asta de fructe că sunt oameni care nu mănâncă atâtea fructe cât mănânc eu într-o zi sau cât am mâncat eu acum. Nu mănâncă într-o săptămână, vă dați seama, poate chiar nici într-o lună. Deci este ceva extraordinar și se întreabă de ce au probleme, de ce nu sunt sănătoși, de ce nu slăbesc, de ce sunt obezi sau sunt supraponderali. E bine de asta, fraților, pentru că nu mănâncă fructe, nu mănâncă legume, mănâncă prea multe căcaturi. De adevăr, și eu mănânc căcaturi, adică, na, asta e, mai mănânc și eu un fast food, mai mănânc o prăjeală, o chestie, asta este, dar mai mănânc și, adică majoritatea lucrurilor sunt sănătoase la mine în dietă. Faptul că mai mănânc niște înghețată, niște ciocolată, niște prăjeală, niște KFC, niște McDonald's, o fac și eu într-adevăr, dar este foarte rar la mine. La mine majoritatea meselor sunt bazate pe legume, pe mâncări rugătite, pe fructe foarte multe, da? Proteine la fiecare masă, multe mese în fiecare zi și de aceea reușesc și vă demonstrez că toate lucrurile acestea sunt doar niște mituri, da? Și reușesc să slăbesc foarte mult. Aproape am ajuns la 50 de kilograme slăbite. Sunt convins că o să slăbesc și săptămâna aceasta pentru că ce îmi propun se va întâmpla și o să vedeți că o să ajungem și la cele 50 de kilograme slăbite și o să fie totul super bine. Și sper eu să motivez cât mai mulți oameni și să inspir să mănânce mai sănătos, să mănânce mai multe fructe, să nu mai creadă toate prostiile astea pe care le spun nutriționiștii, da? Să mănânce 100 de grame, să mănânce 200 de grame de fructe. Nu, frate, mănâncă fructe câte vrei, nu trebuie să stai să ți le cântărești. Bagă câte fructe vrei tu. Ai grijă, în schimb, la grăsime, ai grijă la prăjeli, la prostiile astea, la dulciuri, da? Nu la fructe și la legume. La astea nu trebuie să ai grijă. Astea nu îngrașă. Gata, vă las, mă bag să mă uit la meci, mai o repriză. Și vă urez noapte bună, somn ușor și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața sau bună ziua, că este ora 1, urșilor. Am dormit și eu pe săturate astăzi. M-am refăcut, ca să zic așa. Bine, tot mai am febră musculară, că am băgat și ieri tot partea superioară. Dar astăzi voi merge la sală și voi face picioare. Și sper că până mâine o să treacă febra, pentru că trebuie să reiau iarăși exercițiile pentru partea superioară.
Avem aici o cafeluță, o întulcim cu linguriță de miere, avem suplimentele apicole și apoi trebuie să mergem să vedem ce ne pregătim de mâncare, pentru că după aia trebuie să plecăm la sală. S-a făcut ora 12, am pregătit aici micul dejun, avem 3 feluțe de pâine, avem 100 de grame de muș țigănesc, avem niște brânză din asta de oaie și multe legume. Am pus un castravete, vreo 2-3 roșii, o jumătate de ceapă, legume de la noi din curte, din grădină și brânza este foarte bună, este de la un vecin de aici, este o brânză de calitate. Avem, ce să zic, de toate, avem și grăsimi, da, avem și proteină de la brânză, de la pâine, de la mușchi, avem și legume, avem micronutrienți, este o masă completă. Am venit de la sală, urșilor, facem niște cardio acum, ia uitați prunul ăsta, au început să facă prunele, au început să se coacă, ce părere aveți? Arată super bine, dar mai trebuie un pic până se coc, mai trebuie lăsate un pic, ia uitați aici, mamă, mamă. Abia aștept să mâncăm prune. Și astea sunt altoite. Sunt din astea mari, vedeți? În fine, haide să terminăm cardio. Haideți să mai facem niște cardio, adică. Și după aia să mâncăm. Dar până atunci, cred că o să mănânc și o înghețată. Mi-am luat o înghețată din asta de la M&M's. Îmi place cel mai mult. E foarte bună, dar și foarte scumpă. 55 de lei, 4 înghețate, nu știu dacă se merită. Sunt înghețate mult mai bune la Lidl. Adică mult mai bune. Sunt foarte bune și prețul este mult mai mic. 10 lei, 6 înghețate și sunt foarte, foarte bune de la gelatelii, tot așa pe băț. Așa că, na, am luat și eu înghețatele astea să fac clipul acela, să le gust, pentru că sunt pofticios. Când apare ceva nou vreau să le gust, să le încerc, dar sincer nu merit, adică nu cred că o să mai iau. Ia uitați, urșilor, ce gustare aveau aici cu niște jeleuri. Ia uitați-le, am luat și eu vreo 5 jeleuri din astea mici. Sunt mici, dar sunt foarte bune. Super. S-a făcut ora 6 urșilor și avem aici o porție de pilaf, cum am mâncat și ieri, cu cărniță. Avem și un castravete din ăsta de la Saramură. Și este timpul să mâncăm, pentru că v-am zis, s-a făcut ora 6. Am tras cât am putut, am făcut foarte mulți pași, am fost și la sală, mi-am omorât picioarele. Și acum este timpul pentru a doua masă cu proteină. Am mai mâncat eu așa niște gustări, ați văzut. Dar mi s-a făcut foame. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora 9:30, urșilor, și am coborât pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Ia uitați, avem aici cartofi la tavă, la cuptor, fără ulei, fără nimic. Am pus niște brânză de oaie, după ce a scos maica mea. Și sunt delicioși, arată extraordinari. Am mai mâncat săptămâna trecută, parcă, sau acum 2 săptămâni. Nu știu, uitați-vă la vlogurile trecute și o să vedeți. Aici am făcut niște cârnați, pentru că nu mai avem cârniță. Am avut niște cârnați, am făcut așa în tigaie, tot la fel, fără ulei. Și au lăsat ei o grămadă de ulei, credeți-mă, s-au umplut tigaia de ulei. Așa că am mai scăzut ceva din calorii, da? Pentru că au eliminat foarte multă grăsime. Iar aici avem o salată de roșii de la noi din Solar. Și aici un castravete la Saramură, tot de la noi din Solar. Vedem acum cu ce mâncăm. Poate, adică vreau să încerc cu amândouă salatele, da? Să am diversitate. Vă urez poftă bună. Asta este a treia masă pe ziua de astăzi și ne vedem la următoarea masă. Ia uitați, am lins toți cârnații. Mi-a fost foarte, foarte foame. Nu știu, m-au rupt antrenamentele de astăzi. Și când a pus maica mea cârnații în tigaie să-i facă, chiar am vrut să-i zic, băi, ai dea că am lins cârnații. Dar se pare că am mâncat tot. Ia uitați. Aici mi-am mai pus niște cartofi. Aici a mai rămas puțin castravete. Și aici salata de roșii am terminat-o. Ia uitați, salata de roșii a pus puțin ulei. Asta este. A fost foarte bun, m-am săturat, în sfârșit mă simt și o sătul, pentru că am fost foarte înfometat, nu știu, parcă n-am mai fost de mult așa înfometat. Acum mă duc sus să mă pregătesc de meci, că începe următorul meci cu Danemarca-Anglia, următoarea semifinală, și mă odihnesc un pic până pe la 12:01 sau poate chiar 2, când o să servesc a patra masă pe ziua de astăzi. S-a făcut ora 1, urșilor, și pentru ultima masă a zilei avem o caserolă mare cu salată de fructe. În seara asta nu mai avem proteină, nu mai avem budică proteică, trebuie să-mi cumpăr mâine. Am uitat să mă duc astăzi în magazin să-mi cumpăr la Carrefour. Ia uitați, de data asta a pus mama Sita și prună de la noi din curte. Ia să vedem cum e. Bună! Ia uitați câta caserola. Avem aici un kil jumate, fraților, de fructe. Diversificate de toate națiile. Ceva extraordinar, foarte puține calorii. Adică foarte puține calorii. La un kil jumate, oricum, sunt foarte puține calorii.
Fructele sunt foarte bune pentru că au și multe fibre și vă reglează tranzitul intestinal, vă accelerează tranzitul intestinal, nu vă mai constipați. Pe lângă asta au foarte multe vitamine, au foarte multă apă și foarte puține calorii. Deci, practic, ce am eu aici, un kil jumate, un kilogram este numai apă, vă dați seama? Este ceva extraordinar. Vă hidratează, vă umplu corpul de vitamine și sunt extraordinare și vă recomand și vouă să mâncați foarte multe fructe. Azi seara am mâncat o caserolă de fructe și acum mănânc o caserolă de fructe. Poate era mai bine să le mănânc în timpul zilei, când a fost foarte cald afară, dar asta este. Nu are nicio importanță că ne mănânc noaptea, stați liniștiți că nu o să mă îngrași pentru că mănânc fructe noaptea. Astea sunt doar niște mituri, sunt doar niște prostii. Important este să nu lăsați nicio zi să treacă fără să mâncați fructe, dacă puteți. Dacă nu puteți, în orice caz să mâncați cât mai multe fructe, cât puteți voi de mult. S-a terminat și meciul, s-a trecut Anglia mai departe, ăla n-a fost penalti, după părerea mea, dar asta este, așa este, viața nu este dreaptă. Gata, vă las, somn ușor, mă bag să mănânc caserola asta de fructe și să mă uit la un serial și apoi sper să adorm și eu cât mai repede în seara asta. Să ne trezim mâine cu forțe proaspete, să mi se refacă și mușchii. Bine, mâine cred că o să am o febră musculară la picioare, ceva de speriat, dar măcar să mai refac la partea superioară, pentru că o luăm de la capăt. Mâine vreau să trag la trenul superior, să fac piept, umeri, triceps și apoi să vin acasă să fac foarte mulți pași. La fel ca și astăzi, astăzi am făcut 16.000 de pași, adică peste 2 ore de mers. Ceva extraordinar, mi-am rupt picioarele astăzi. Bună dimineața, urșilor! Haideți să facem cafeluța, să ne trezim și vreau să vă spun că sunt rupt, rupt, rupt. Mă dor picioarele de nebunesc, mă doare și fundul, mă dor toate, nu mi-a trecut febra musculară nici de la mâini. Mă dor triceps și biceps și mă dor umerii, mă doare spatele, simt că am febră musculară și la spate. Dar bine, acolo mai puțin. Dar cel mai rău am la picioare, deci, fai de capul meu, abia m-am dat jos din pat. Ziceți că sunt bătut de cineva cu parul. Ziceți că a dat tractorul peste mine, a dat trenul peste mine, a dat tirul, au dat toate peste mine, fraților. O febră musculară a dracu rău de tot, pentru că, vedeți, dacă n-am mai făcut sală, mi-a ieșit din mână, 2-3 săptămâni să nu mai faci sală, îți ieși din mână. Și eu am început tare, am început cu antrenamente, na, n-am făcut și antrenamente mai ușoare, mai cu greutăți mai mici, cu cum se face la început, circuit. Am luat direct pe grupe, am tras tare ca nebunul și m-am rupt. Dar asta este. O să ne bem cafeluța acum, o să mâncăm ceva și mergem la sală. Ce ai făcut aici? Ia uitați, avem ciorbă de perișoare, urșilor, mamă! S-a trezit șeful bucătar de dimineață și mi-a pregătit aici o ciorbă proaspătă, cu multe legume, cu multe perișoare, iar băgăm 17-18 perișoare. Și aici, fasole verde, asta cine mă mai fi? O salată, așa. Ok, haideți că mi-am pregătit singur micul dejun, pentru că mama Sita lucrează de acasă și are treabă. Ia uitați, mi-am făcut aici 2 ouă alergate, așa, cu mușchi de porc. Mușchi, filet din ăsta, mă rog, mezel, așa, înțelegeți voi. Le-am tras mușchiul la tigaie și după care am pus ouăle și le-am amestecat, le-am alergat de acolo. Avem 3 feluțe de pâine. Avem 2 roșii de la noi din curte, din grădină, și aici mi-am tăiat o felie de brânză de oaie. N-am tăiat-o așa groasă. Vedeți, este destul de mare bucata aia. Am pus-o și eu așa. Haideți că o să-mi iau stea sus la mine, să o lăsăm pe mama Sita să lucreze aici și mergem să mâncăm, după care plecăm la Vâlcea, să mergem la sală. Orșilor, vreau să vă spun că este absolut delicios. N-am mai mâncat de mult ouă și chiar mi-era poftă să mănânc niște ouă. Vreau să vă spun că se combină totul foarte bine cu brânza asta, cu ouăle, cu mușchiul, cu pâinea, cu roșiile. Ceva extraordinar. Și vreau să vă mai spun că un ou are 75 de calorii, în caz că nu știați, vreo 6 grame de proteină, are și câteva grame de grăsimi, brânza asta de oaie are vreo 300-350 de calorii pe 100 de grame, pâinea 230-240 de calorii pe 100 de grame, bine, acum depinde de ce pâine folosiți, și roșiile, atenție, roșiile au sub 30 de calorii pe 100 de grame. Deci este foarte bine să vă puneți cât mai multe legume, da? Orice mâncați, să vă puneți multe legume. Roșii, castraveți, ceapă, ardei gras, ce vă place vouă. Toate au până în 30 de calorii, toate legumele.
Ciuperci, la fel, puteam să pun niște ciuperci pe aici. Mai aveam decât 3 ciuperci și poate îmi fac o pizza mai încolo, să vedem. Gata, vă las, mă bag să mănânc, vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Fiți atenți că mâine pun clipul cu înghețatele. Am testat toate înghețatele astea super șmechere, super scumpe. Și acum o să-i dăm lui mama Sita o înghețată din asta Ferrero Rocher, pentru că nu este așa dulce. Este cea mai puțin dulce dintre toate, pentru că este cu înghețată cu ciocolată neagră. Haideți să vedem dacă îi place. Ia să vedem reacția. Vezi, nu e așa dulce. Bună, hai că mă duc să le bag la loc, te las să lucrezi. Uitați ce dovlecie avem aici, de la noi din grădină. S-a făcut ora 5, haideți să facem, să pregătim masa. Să punem niște ciorbițe la încălzit. Ia, haideți să vedem câte din astea avem aici, câte perișoare mi-am pus. Ia să vedem noi câte sunt aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 11. Așa. Și cu încă 4, 15. Și cu încă 4, 19. Și mai avem una aici. 20 de perișoare, urșilor. 20 de perișoare, așa ceva. Ok, deci este ora 5 după masa și este timpul pentru a doua masă a zilei. Ați văzut și voi, mi-am pus 20 de perișoare aici. Cred că avem vreo 200-300 de grame de carne. Avem proteină suficientă. Trebuie să mâncăm multă proteină pentru că na, asta e a doua masă cu proteină pe ziua de astăzi. Am fost și la sală. Ia uitați ce e aici. Este extraordinară ciorba, am gustat-o, este acrișoară, are foarte multe legume. Aici avem și două felțe de pâine, din asta intermediară de la Velpitar. Vă urez poftă bună, urșilor, și ne vedem la următoarea masă. Ne-am apucat de cardio, am mâncat ciorbița aia, a fost foarte bună, am mai stat vreo jumătate de oră și acum ne-am apucat de cardio. Iar aici luăm desertul. Da? Luăm desertul direct din natură. Ce poate fi mai plăcut de atât? Adică zmeură. Mâncăm fructe, fraților, mâncăm zmeură. Da? Haide că v-am mai iertat. O să mănânc acum o burtă de zmeură și mai facem încă o oră de cardio. Să trecem și astăzi de 14-15.000 de pași. Foarte bună. S-a făcut ora 7:30. Ia să vedem aici ce salată mi-a făcut șeful bucătar astăzi. Da, n-am mai avut așa multe sortimente de fructe, dar totuși este o diversitate destul de mare. Ne-a pus mai multe prune de la noi din grădină. Asta ce e aici? Să vedem noi. A, piersică. Piersică sau nectarină. Super. Avem zmeură, tot de la noi din grădină. Avem banană, nectarine, mai văd pe aici mai multe. Da. Avem și astăzi un kilogram, un kilogram și ceva de fructe. Nu o să mai mănânc fructele noaptea, vreau să le mănânc acum pentru că tocmai ce am terminat de făcut cei 15.000 de pași și sunt însetat, vreau să mă vitaminizez, da, pentru că am transpirat foarte mult. Încercați și voi să mâncați cât mai multe fructe pe zi pentru că sunt foarte sănătoase, au foarte multe lichide, au foarte multe vitamine, foarte multe minerale, foarte multe fibre și vă ajută foarte mult corpurile, de asemenea au și foarte puține calorii. Și sunt extraordinare și pentru o viață sănătoasă și pentru slăbit. Și bineînțeles, încercați să mâncați cât mai natural. Ia uitați ce pizza avem aici, făcută de mine. Am făcut-o pe blat din ăsta de pâine. Am pus ceapă roșie, am pus măsline, am pus ciuperci, cașcaval, mușfile. Ia uitați ce bine arată. Și este foarte, foarte bun. O să o lăsăm un pic acum să se răcească ca să poți să o tai și să o poți să o scot așa frumos. Haideți, urșilor, să mâncăm pentru că s-a făcut ora 10 și un sfert. Mi-am scos aici 4 felii. Din asta e un pic mai mare. După cum vedeți, mi-am pus și niște ketchup peste. Am gustat o jumătate de felie super bună. Este extraordinară. Și o să savurăm acum pizza asta și o să ne uităm la serialul ăsta cu Marele Can. Se numește Marco Polo. L-am mai văzut și pe ăsta mai de mult și vreau să vă spun că este super tare. Dacă n-ați văzut serialul ăsta Marco Polo, trebuie să-l vedeți neapărat. Ok, haideți să ne băgăm aici la masă, să mâncăm, să ne uităm la serial. Vă urez poftă bună și dacă mai mănânc în seara asta încă o masă, o să vă arăt, bineînțeles.
Iar dacă vreți să vedeți rețeta de la pizza asta, o găsiți pe canalul acesta de YouTube, pe canalul Miere TVO. Am făcut rețeta, v-am arătat cum se face și pe lipie, v-am arătat cum se face și pe pâine. Asta este făcută pe pâine pentru că mă satură mai bine. Aia pe lipie, nu știu, parcă nu mă satură așa bine. Și o lipie din aia are 200 calorii, adică cât are 100 grame de pâine. Practic, 3-4 felii de pâine au 100 de grame, adică vreo 250 de calorii față de o lipie care are 200 de calorii. Și mi se pare mie că mă satur mai bine când o fac pe pâine, nu știu. Acum vedeți și voi care vă place mai mult, încercați-le pe amândouă, și pe lipie și pe pâine. Se fac foarte ușor, foarte simplu, sunt foarte gustoase, au și foarte multe legume. Bineînțeles, dacă puneți legume, și eu vă sfătuiesc să puneți cât mai multe legume, pentru că știți bine, legumele au foarte puține calorii și sunt foarte sănătoase. Încercați-le pe amândouă și vedeți care vă place cel mai mult. Bună dimineața, urșilor! Haideți să facem cafeluța cu miere, să-mi dea putere. Asta e puterea ursului, urșilor. Mierea trebuie să consumați și voi neapărat dacă vreți să fiți puternici, trebuie să consumați produse apicole, păstura, apicomplet, miere, polen, ce vreți voi, nu mai consumați, nu trebuie să consumați mult decât cât o linguriță. Vreau să vă spun că aseară n-am mai mâncat, azi noapte, adică n-am mai mâncat, ultima masă, adică a patra masă sau a cincea, că am mâncat și masa aia cu fructe, a cincea masă pe care o luam eu noaptea așa pe la 12, 1, 2 noaptea, n-am mai avut loc pentru că am adormit mai repede pentru că m-am simțit sătul, n-am mai fost nevoie să mănânc, pizza aia mi-a ținut foarte bine de foame, mi-a satisfăcut toate poftele, a fost super bine. Vreau să trag și astăzi să vedem dacă reușesc să mănânc tot așa mai puțin, pentru că mâine avem cântarul oficial și vreau să slăbesc și săptămâna asta, pentru că ne apropiem de finalul acestui sezon, ne apropiem de greutatea finală de 96 de kilograme, adică de 50 de kilograme slăbite, și vreau să trag foarte tare pentru că mai avem decât 2 săptămâni sau 3 săptămâni acolo pe caietul meu, pe foaia mea de progres, și nu vreau să mai printez altă foaie sau să mai fac alte căsuțe în plus. Vreau să ne încadrăm exact în cele 29 de săptămâni pe care le-am scris în foaia mea. Uitați, vedeți, aici este foaia mea și mai avem așa, săptămâna 27, adică asta, săptămâna asta în curs, și după aia mai avem 2 săptămâni, înțelegeți? Și după aia mai avem pe ce să scriem și n-aș vrea să scriu cu pixul pe aici să mă lungesc, vreau să mă încadrez în cele 29 de săptămâni, să ajungem aici la 96 de kilograme, să fie în total, când am început, la 146, la 96... să fie 50 de kilograme slăbite. Înțelegeți voi? Sper să reușească acum, să vedem. Ia uitați, urșilor, am coborât să-mi fac micul dejun. Avem aici legume proaspete de la mine din solar. Avem 2 roșii, avem un castravete, avem o ceapă. Am pus niște brânze de oaie de aici, de la un vecin. Ne-a adus tot așa un vecin o poharte bune, o bio. Mi-am pus exact ca ieri 2 ouă, dar mai întâi am călit niște muști din ăsta de porc și uite așa a ieșit. N-am pus ulei absolut deloc. O să punem acum și ouăle astea cu mușchiul aici lângă farfurie, dar pentru asta am nevoie de ambele mâini. Și aici am mai scos niște măsline, au mai rămas aseară niște măsline de la pizza aia, dar nu știu dacă le mai mănânc. Asta o să fie micul meu dejun, vă urez poftă bună. Gata, haideți că le-am scos, abia au încăput aici ouăle, le-am pus așa peste roșii, peste brânză. O să iau farfuria asta sus, m-am strădit să intre tot într-o farfurie, ca să pot să o iau sus la mine la laptop și să mănânc acolo. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Este ora 3:30, urșilor, și vreau să fac prima ședință de cardio acum. Vreau să-mi împart cardio în 2 ședințe. Băgăm acum o ședință de o oră, 7000 de pași. Soarele este super puternic, ne și bronzăm, este extraordinar. Mâncăm și niște fructe, mâncăm niște zmeură de aici, din tufa mea de zmeură, și apoi o să mergem să mâncăm, ne odihnim puțin și mai încolo, mai spre seară, mai facem o ședință de încă o oră, să facem și astăzi 14.000 de pași. Într-o oră facem cam 7.000 de pași. Dacă nu vă măsurați, cum să zic eu, dacă n-aveți aparat din ăsta dispozitiv să vă măsoare pașii, puteți să vă uitați la ceas, da? Și o să știți că dacă mergeți o oră, veți face în jur de 7.000 de pași. Acum depinde și cât de repede mergeți. Așadar, în 2 ore faceți 14.000 de pași. Sau dacă aveți cu ce să vă măsurați pașii, cu atât mai bine. Vă măsurați pașii și nu trebuie să mai fiți atenți la ceas, da? După părerea mea, este foarte important să facem mișcare, să facem pași, da? Să facem cardio, practic, pentru că asta este o formă foarte ușoară de cardio și oricine poate să facă lucrul acesta. Este foarte, foarte ușor. Și eu când fac, mă uit pe YouTube, adică oricum stau toată ziua și mă uit pe
laptop, la YouTube, de ce să nu fac și puțină mișcare, da, în timpul ăsta? Și împușcăm doi iepuri dintr-o dată. Și pentru că acum este și foarte cald și soarele ăsta este super puternic și super bun, o să mă și bronzez. Și după cum puteți vedea, nu mă ard pentru că m-am vârt așa în cerc pe aici, pe la mine, prin curte. Adică nu trebuie să te duci să te plimbi neapărat într-o zonă deschisă, poți să te plimbi și la tine prin curte, nu este nicio problemă. Dacă ai o curte de 100 de metri, te poți plimba foarte ușor. Eu până în fundul grădinii am 200 de metri de aici de la poartă, dar de obicei mă învârt aici, în ăștia 50 de metri. Într-adevăr, mai mă duc și până în fundul grădinii când am chef. Deci, foarte simplu, da? Dacă mergeți, cum să zic eu, dacă mergeți pe un drum drept, este posibil să vă cam ardeți pe căldura asta, pe soarele ăsta. Faptul că mă învârt așa în cerc îmi permite să nu mă ard și să mă bronzez foarte frumos. Este prima vară în care nu m-am ars, efectiv. Prima vară din viața mea când nu mă ard. De ce? Pentru că am început ușor, cu câte o jumătate de oră, cu câte o oră, în fiecare zi, dezbrăcat așa, m-am învârtit în cerc și m-am bronzat foarte treptat, foarte ușor și fără să mă ard. Și credeți-mă că se ard foarte multe calorii. Dacă mergeți o oră pe jos, da, faceți 7000 de pași, ardeți în jur de 350-400 de calorii. Vă dați seama, dacă mergeți 2 ore, ardeți undeva la 700-800 de calorii. Acum depinde și de greutatea fiecăruia și de viteza cu care merge, bineînțeles, și de plan. Dacă mergeți pe plan mai înclinat, ardeți mai multe calorii. Și vă dați seama, dacă mergeți 3 ore, adică 21.000 de pași pe zi, puteți să ardeți peste 1.000 de calorii, ceea ce este fantastic. Și nu numai că ardeți foarte multe calorii și slăbiți, dar este foarte bine și pentru sănătate, este extraordinar. Da? Nu trebuie să faceți cardio din acela să vă omorâți, să faceți HIIT cardio, să faceți un cardio care nu vă place. Bine, puteți face orice tip de cardio. Eu fac mersul ăsta pentru că mi-e cel mai la îndemână, nu am nevoie de aparatură, nu am nevoie de absolut nimic. Mi-este ușor să-l fac, mi-este convenabil. Gândiți-vă că mă uiți pe YouTube în timpul ăsta și voi vă puteți uita pe YouTube, puteți să vă uitați la clipurile mele în timp ce mergeți. Deci este extraordinar, este fantastic, împuși două iepuri într-o dată. Dacă te mai și bronzezi, dacă mergi dezbrăcat, împuși trei iepuri într-o dată. Și mi se pare cea mai ușoară metodă de a fi sănătos, de a face mișcare și de a slăbi, de a arde foarte multe calorii. Adică oricine poate să facă lucrul ăsta. Și un om obez, și un om în vârstă. Nu trebuie să fii cine știe ce atlet, nu trebuie să fii într-o condiție fizică foarte bună, încep de jos, da? Nu trebuie aparatură, nu trebuie absolut nimic. Îți trebuie doar puțină voință și puțină ambiție ca să reușești să slăbești și să fii sănătos. Și încă o chestie foarte importantă pe care vreau să vă spun și care este măsurată de mine și garantată, adică, la modul, eu v-am zis, de la aici, de la poartă până în fundul grădinii, am fix 200 de metri. Iar aplicația asta care măsor eu se numește Health de la Huawei, mi se pare că a venit preinstalată pe telefon. Am avut-o pe telefon, vreau să spun că mi-a indicat, deci până în fundul grădinii și înapoi, 200 cu 200 de metri, 400 de metri. Și aplicația mi-a indicat 500 de pași. Și am căutat și pe net și așa este. Așadar, la 10.000 de pași înseamnă că ați mers 8 km. La 20.000 de pași înseamnă că ați mers 16 km. Deci este extraordinar. Poate mulți vă întrebați și nu știați, domne, câți pași înseamnă un kilometru. Așadar, 1.000 de pași sunt 800 de metri, 10.000 de pași sunt 8 km și tot așa. 20.000 de pași sunt 16 km, 40.000 de pași sunt 32 de km. Faceți cât pas puteți voi, faceți cât mai mulți pași. Începeți de jos, de la 3.000, 4.000, 5.000, nici eu n-am început de sus. Și ușor, ușor o să vedeți că ajungeți la 10.000, la 15.000, la 20.000, la 25.000 pe zi și faceți lucrul ăsta în fiecare zi pentru că este foarte, foarte benefic pentru slăbit și pentru a fi sănătos. În perioadele celelalte de slăbire din celelalte sezoane, din sezonul 1, din sezonul 2, din sezonul 3, din tot slăbește, ați văzut că nu prea făceam cardio și adică nu nici mă gândeam că pașii poate să fie cardio la modul ăsta, știți? Adică să mă ajute atât de mult, să slăbesc atât de mult și să pot să mănânc mai mult. Și începeam să mănânc foarte puțin și să forțez foarte tare dieta, mâncam foarte, foarte puțin. Nu mai puteam la un moment dat, după aia mă opream, mă îngrășeam la loc, mă luam câteva kilograme bune, 10, 15, 20 de kilograme, după ce slăbeam 30, după aia începeam alt sezon, din nou tot slăbește și în sfârșit pot să spun că mi-am găsit echilibru, adică să pot mânca mai mult, să pot mânca 2500-3000 de calorii, dar bineînțeles să fac și mișcare, asta e șmecheria, nu să faci doar sală, să faci și altceva extra, să faci cardio, să faci mers. Și astfel mi-am găsit echilibru acesta, să mănânc de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori pe zi, să mănânc 2500-3000 de calorii și să pot să slăbesc, să îmi păstrez musculatura, să, din contră, să-mi dezvolt musculatura, da?
Și vreau să vă spun că este extraordinar, asta trebuie să faceți și voi. Să puteți să aveți o dietă flexibilă, să puteți mânca și ceva dulce când vă doriți. Nu trebuie să mâncați neapărat piept de pui cu broccoli și cu orez, da? Să puteți mânca pâine în fiecare zi, să puteți mânca carbohidrați, să puteți mânca la orice oră. Să nu vă mai luați după toate prostiile astea din industria fitness-ului și ce vă spun nutriționiștii, pentru că astea sunt doar niște mituri. Să puteți mânca și ciocolată la dieta voastră. Adică, practic, să fie un stil de viață, da? Să mănânci înghețată, să mănânci ciocolată, să mănânci absolut tot ce-ți dorești tu, dar bineînțeles să ai o cantitate așa rezonabilă, adică să nu mănânci numai tâmpenii din astea. Să mănânci undeva la 10-20% tâmpenii și 80-90% lucruri sănătoase, care sunt mai slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele, da? Iar 10-20%, adică undeva, să zicem, dacă aveți 2000 de calorii pe zi, da? Sau 2500. 10% cât înseamnă? 200-250 de calorii, care să vă permită să puteți mânca ce vă face vouă plăcere, să vă satisfaceți poftele. 20% ar însemna 400-500 de calorii din cele 2000-2500 de calorii de menținere pe care le aveți pe zi. Deci vă dați seama, dacă mâncați 20%, frate, 500 de calorii pe zi, păi 500 de calorii pe zi înseamnă o ciocolată. Adică ce poate fi mai șmecher de atât, să mănânci în fiecare zi câte o ciocolată, plus încă 1500-2000 de calorii din mâncare sănătoasă. Și credeți-mă, 1500-2000 de calorii din mâncare sănătoasă este un volum mare, pentru că fructele și legumele au undeva la 20-30 de calorii pe 100 de grame. Asta înseamnă că puteți mânca un kil de fructe să vă luați 300-400 de calorii. Hai să zicem 500 dacă mâncați fructe din astea care au vreo 50 de calorii pe 100 de grame. Dar dacă mâncați pepene și căpșuni, acestea au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Deci un kilogram de pepene sau un kilogram de căpșuni luați decât 300 de calorii. Vă dați seama, din totalul vostru de calorii pe zi, 300 de calorii sunt puțin și mâncați un kilogram. După aia, la fel, puteți să mâncați un kilogram de legume, da? Roșii, cu castraveți, cu ceapă, cu ciuperci, cu ce vreți voi. La fel, luați decât 300 de calorii, până în 300 de calorii. Deci mănânci 2 kg de legume și de fructe și ți-ai luat 600 de calorii. Mai mănânci o ciocolată, încă 500 de calorii, sunt 1100 de calorii. Păi ce mai vrei, fratele meu? Și până la 2000 și ceva de calorii, bagi proteină, bagi cărniță, bagi iaurt, bagi ce vrei tu, ouă, câteva filiuțe de pâine. Adică poți să mănânci absolut orice îți dorești, asta e ideea. Și dacă mănânci câte o prostioară din asta în fiecare zi așa, nici măcar nu simți că ești la dietă. Îți dai seama, este fantastic. Îți faci deja un stil de viață și nu mai dai iama tot felul de dulciuri, să mănânci necontrolat, să mănânci, nu știu, noaptea, să bagi 2-3 ciocolate, să ții câte 1500 de calorii. Dacă mănânci în fiecare zi câte o jumătate de ciocolată, o ciocolată sau o înghețată, două, sau ce ai tu poftă în ziua aia, da? Un meniu de la McDonald's, de la KFC, mănânci o prăjeală, mănânci ceva ce-ți place ție, da? Îți vei face mereu poftele și vei fi mereu satisfăcut și, practic, v-am zis, nici măcar nu mai simți că ești la dietă, deja îți faci un stil de viață sănătos. Dar, repet, mișcarea trebuie să fie mișcare. Întotdeauna trebuie să ieșiți, să vă plimbați, să orice, să mergeți pe bandă dacă nu vă place să mergeți așa prin parc, prin, mă rog, n-aveți, nu stați la curte. Vă duceți, mergeți pe bandă câte o oră, câte două ore în fiecare zi, poate ajungeți chiar la 3 ore. Dacă vă interesează și masa musculară, mai băgați câte o oră de antrenament cu greutăți. Dar o să vedeți că antrenamentul ăla cu greutăți vă cam leșină. Cel puțin acum pe mine săptămâna asta m-a leșinat rău de tot, pentru că am făcut pauza asta destul de mare de 3 săptămâni și chiar am resimțit o febră musculară extraordinară. N-am mai avut febră din asta musculară ca în săptămâna asta de foarte, foarte mult timp. Mi-am să aminte de când am apucat de sală. Haideți că am vrut foarte mult, vă las acum. Vreau să mă duc să pregătesc ceva, să vedem ce a făcut șeful meu bucătar de mâncare. Să-mi iau a doua masă. M-am uitat, am verificat și pe telefon. Am făcut 7500 de pași până acum. Este extraordinar. O să mai facem încă o sesiune mai încolo, de încă 7000-7500, să ajungem la 14000-15000 de pași, poate chiar mai mult, să vedem cum am chef. Ah, și încă o chestie, aveți grijă să nu vă antrenați pe stomacul gol. Este cea mai mare prostie. Bine, dacă nu aveți poftă de mâncare și nu vă interesează masa musculară, puteți să vă antrenați, să faceți o oră de mers și pe stomacul gol, nu e nicio problemă, dar dacă vă interesează masa musculară, nu săriți peste micul dejun. După ce vă treziți, în prima oră trebuie să mâncați neapărat ceva cu proteină pentru a sintetiza cât mai bine proteina în corp. Pentru că, practic, pierdeți o fereastră foarte bună de a sintetiza proteina în corp, da? Încercați să mâncați mereu, încercați să mâncați pe parcursul întregii zile, nu să stați toată ziua nemâncați, să fiți leșinați, să faceți antrenamentele leșinați, pentru că nu așa se arg grăsimile, asta e doar un mit, credeți-mă. Și bineînțeles, dacă vă interesează masa musculară, dacă nu vă interesează, dacă vreți doar să slăbiți, fără să puneți mușchi,
Puteți să mâncați cum vreți voi. Puteți să aveți un dezastru total în mese. Nu este problema mea, dar pe mine mă interesează foarte mult și masa musculară, de aceea încerc să am 4 mese cu proteină în fiecare zi. În unele zile nu reușesc, poate am decât 3 mese, în altele zile poate am 5 mese. Media să fie undeva la 4 mese, da? Pe zi cu proteină, distanță așa din 3-4-5 ore în 3-4-5 ore, fără să mă antrenez pe stomacul gol, fără să fac cardio pe stomacul gol, pentru că ard numai grăsime. Astea sunt prostii, sunt aberații. Haideți să mergem în casă acum să vedem ce mâncăm, pentru că este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi. Haideți că am urcat puțin sus până la mine aici, pentru că mai durează până este gata mâncărica. Mai durează foarte puțin și mi-am adus aminte de o chestie pe care vreau să vă spun. Eu niciodată nu vă zic să mâncați la ore fixe, să mâncați la anumite ore, da? Foarte important de reținut treaba asta. Fiecare are programul lui. Unii se trezesc la 12 după masa, alții se trezesc la 7 dimineața. De aceea vă zic, mâncați după o oră, în prima oră după ce vă treziți, da? Nu vă zic să mâncați la ora 8 dimineața, să mâncați la ora 9 dimineața, da? De aceea vă zic să mâncați, să aveți 3, 4, 5 ore între mese. Nu vă zic să mâncați la 8, după aia la 12, după aia la 6, după aia la 9 seara, da? Fiecare își face mesele exact după programul lui. Iar faptul că eu vă arăt și vă spun mereu în clipurile mele la ce ore mănânc, este pentru a vă face voi o idee de orele la care mănânc, adică să vedeți că mi le împart așa pe parcursul întregii zile, faptul că mănânc și noaptea, da? Deci să vă faceți o idee că nu este importantă ora la care mâncați, este important doar să vă împărțiți caloriile în mai multe mese în fiecare zi, să aveți proteine la fiecare masă, să nu stați să faceți intermittent fasting, să stați toată ziua nemâncați și apoi să mâncați foarte mult până vă doare burta și să vă măriți stomacul, da? Să aveți mese mai micuțe și mai dese, adică 3, 4, 5 mese în fiecare zi, și să vă faceți o idee cum îmi distanțez eu mesele în funcție de programul meu, pentru că nici eu nu mănânc la ore fixe, am zile în care mă trezesc la 12, 1, 2 după masă, am zile când mă trezesc la 7, la 8, la 9. Deci programul este flexibil, da? Programul de mese este întotdeauna flexibil și se face după fiecare om în parte. Eu niciunui client de-al meu nu-i recomand să mănânce la ora cu tare, la ora cu tare, la ora cu tare. Exact cum vă spun vouă aici, așa le spun și clienților mei. Nu mă interesează la cât te trezești, mănânci în prima oră în care te trezești, să nu treacă mai mult de o oră, trebuie să mănânci ceva cu proteină. Seara la fel, cu o oră, două înainte să adori, trebuie să mănânci ceva cu proteină. Iar celelalte mese le ai între aceste două mese, între prima masă și ultima masă. Fie că ai o masă, fie că ai două, fie că ai trei mese între aceste două mese, tu trebuie să ți le distanțezi cât de cât egal, să mănânci când ți-e foame. Dacă ai o masă mai mare, după aia poți să stai mai multe ore, să stai 5 ore până la următoarea masă. Dacă ai o masă mai mică, poți să aștepți decât 3 ore și după aia să ai următoarea masă. Deci totul este flexibil, da? Și totul este personalizat după fiecare om în parte. Nu este ceva standardizat, nu este ceva clasic. Astea sunt regulile cele mai importante de care trebuie să țineți cont. Sper că ați înțeles ce vreau să zic, am fost suficient de clar și că v-am lămurit în acest aspect. Eu vreau să vă dau cât mai multe detalii, să vă ajut cât mai mult. Nu vreau să vă bag mâna în buzunar, să mă angajați pe mine să vă antrenez eu, să vă fac eu dietă personalizată. Puteți foarte bine să vă adaptați din toate informațiile pe care vi le spun eu aici și să faceți și voi o transformare poate mai șmecheră decât a mea, dar vă zic, vă durează foarte mult timp, adică să nu vă gândiți, nu vreau să vă mint și să vă vând iluzii că faceți o transformare super șmecheră în 3 luni, în 6 luni și veți pune o grămadă de masă musculară, pentru că la mine a durat de peste 2 ani jumătate, da? Eu am început de pe 7 ianuarie 2019 și acum suntem în iulie 2021. Să slăbești, într-adevăr, poți să slăbești mai repede, dar nu vă recomand să slăbiți prea repede, însă masa musculară nici de cum nu veți putea să puneți atât de repede. De aceea vă trebuie timp, vă trebuie 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani ca să ajungeți la 70-80% din potențialul vostru maxim de masă musculară pe care îl puteți pune. De aceea și eu îmi doresc și sunt foarte curios să văd cum voi arăta când se vor face 5 ani de când am început transformarea, să fie 5 ani de sală, să vedem câtă masă musculară pot să pun și unde voi ajunge cu corpul meu. Haideți, urșilor, că mi-a pregătit aici șeful bucătar o mâncare de spanac super bună. Trebuie să luăm a doua masă pe ziua de astăzi, s-a făcut ora 5. Haideți să vă arăt aici câtă carne mi-a pus. Ia uitați câtă carne are aici și foarte mult ou văd. Ia să vedem, cărnițe de porc. Cred că am peste 10 bucăți aici, dar nu vreau să dau pe lângă.
Ia uitați, și aici. Ia să scurge așa. Ia uitați. Uitați-vă câtă carne aici, numai carne. Numai carne, urșilor. O să mănânc cu niște castraveti din ăsta de la Saramură. Aici avem pâine de la Carrefour. Și aici am mai gătit ceva, niște dovlecei pane. Ăștia nu prea sunt bune așa pentru slăbit. Și cu usturoi, ia uitați. Ăștia nu prea sunt bune așa pentru slăbit, că sunt pane. E prăjeală, da. O să încerc și eu. Sunt pofticios. Da. Bună prăjeala asta. Și cu usturoi, așa. Mamă, ce bun sunt. Mamă, mamă. Mie nu prea îmi plac ăștia, WC ăștia. Dar acum a prins crusta asta, faină. I-a făcut mai ca lumea. Mamă, ce bun sunt. V-ați mâncat așa WC? Se fac în zona voastră? WC pane cu usturoi? Hai că până la urmă mănânc o grămadă. Iau pește mai mici. Îmi plac mai mult. Dovlecelul e foarte bun pentru slăbit. Are 30 de calorii pe 100 de grame. Dar prăjeala asta nu e așa bună. Foarte bun. Hai să trecem la felul principal acum. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. Și am uitat să vă zic de spanac, urșilor. Mâncați spanac cât vreți voi, pentru că are decât 20 de calorii pe 100 de grame. Mănânci 500 de grame de spanac, iei 100 de calorii. Este senzațional spanacul. Castravetele la fel, foarte puține calorii, 20-30 de calorii pe 100 de grame. Încercați să mâncați cât mai multe legume, da? Sub orice formă. Găsiți-vă o formă în care puteți să le mâncați, alegeți-vă câteva legume care vă plac și încercați să introduceți cât mai multe legume în dieta voastră, pentru că sunt foarte bune, foarte sănătoase și au foarte puține calorii. M-am băgat la a doua ședință de cardio, am făcut vreo 14.000 de pași, soarele s-a mai domolit și vreau să culeg câteva prune din astea de la mine, din grădină, direct din prun. Sunt prune altoite, da? Vreau să le iau peste mai coapte. Ia să vedem, așa. Să mâncăm și noi niște fructe, mă, fraților. Că astăzi nu cred că am mâncat fructe. Am mâncat niște zmeură, dar puțină, oricum. Am mâncat aici, din tufa asta, niște zmeură. Da, hai să luăm de-astea prune acum. Să mâncăm niște prune, că tare bune sunt. Ia uitați-ne. Da. Mamă, nu mai pot să le țin în mână. Gata, trebuie să mă opresc din filmat. Dar cred că ajung astea. De una am căzut. Cred că ajung astea. 2, 4, 5 prune. Hai să le spălăm și să le mâncăm. S-a făcut ora 10, urșilor, și este timpul pentru ultima masă din săptămâna aceasta. Nu vreau să mai mănânc pentru că după aia am cântarul mâine și trebuie să scot cântarul. Îmi doresc foarte mult să slăbesc și săptămâna aceasta. Haideți să vă arăt. Avem aici o ciorbiță cu perișoare. Dar de data asta nu mi-am mai pus 20 de perișoare, cum i-am pus ieri. Cred că avem vreo 10 perișoare aici, nu știu exact, că mi-a pus maică-mea, mi-a încălzit-o ea și ea mi-a făcut porția, dar avem suficientă proteină și pentru masa aceasta. Aici avem și două feliuțe de pâine, o să-mi iau de aici două feliuțe de pâine, iar aici avem niște fructe. Asta o să fie desertul, avem niște caise. Câte avem, ia să vedem, 2, 3, 4, 5, 6 caise. Astea o să le iau sus la mine și o să le mănânc, o să ronțile ele toată noaptea până adorm. Și înainte să se termine săptămâna aceasta, vreau să vă spun că mie asta îmi place să mănânc, da, ciorbă, îmi place să mănânc mâncăruri din astea gătite, mâncăruri tradiționale. Nu trebuie să mâncați ca mine, puteți să mâncați cum vă place vouă, pentru că părerea mea este că cea mai bună dietă este dieta pe care o puteți susține toată viața, nu o dietă din asta în care puteți să mâncați decât 10 alimente, o dietă din asta care vă dă nutriționistul și vouă nu vă place să mâncați absolut nimic de acolo, nicio masă. O dietă care este foarte slabă în calorii, mult prea slabă în calorii, pentru a slăbi foarte repede, pentru că nu o puteți susține toată viața. Veți slăbi într-adevăr foarte mult, dar o veți ține în scârbă, o veți ține în scârbă câteva luni, după care când veți reveni la stilul vostru alimentar, vă veți îngreșa la loc. Și după părerea mea, n-ai făcut nicio șmecherie. Vă spun lucrurile acestea pentru că am trecut și eu de atâtea ori prin aceste situații, m-am îngreșat și am slăbit de foarte multe ori în viața mea, câte 20, 30, 40, chiar și 50 de kilograme. Acum e a doua oară când slăbesc 50 de kilograme și pot să spun că mi-am găsit un echilibru. Îmi place ceea ce mănânc.
mănânc sunt mâncăruri tradiționale, sunt mâncăruri gătite, mâncăruri cu care am fost crescut, cu care am fost obișnuit. Poate nu sunt cele mai slabe mâncăruri, da, pentru că, vedeți, eu mănânc mereu carne de porc. Asta este. Degeaba îmi dai să mănânc carne de pui sau pește dacă mie nu-mi place. Cât credeți că o să pot să țin dieta aia? Câteva săptămâni, câteva luni, după care mă voi întoarce iarăși la obiceiurile mele alimentare și mă voi îngrășa la loc. Deci nu asta este șmecheria. Tot ce trebuie să faceți este să vă găsiți o dietă pe care o puteți susține toată viața, o dietă care vă face plăcere să o țineți, pentru care nu faceți eforturi deosebite să o țineți. Și ușor, ușor se va transforma într-un stil de viață și veți putea să o susțineți toată viața și veți putea rămâne la aceeași greutate, veți putea slăbi, da, și să rămâneți după aia la aceeași greutate, să nu vă mai îngreșați, după aia slăbiți, iar vă îngreșați, iar slăbiți, pentru că eu asta am făcut toată viața și vă zic, nu este bine absolut deloc. Până la urmă, fiecare face cum știe și cum poate și cum vrea. Eu doar vă spun părerea mea, să vă găsiți un echilibru și să vă găsiți o dietă sustenabilă pentru voi. Gata, vă las că mi se răcește ciorba, mă bag să mănânc și ne vedem mâine dimineață, urșilor, să vedem câte kilograme am, să facem cântarul oficial. Vă urez poftă bună și somn ușor. Haide să vedem, urșilor, că s-a terminat și săptămâna 27, momentul adevărului, cântarul oficial. Ia să vedem, au dat de toate muncile de săptămâna asta. Hai mă, pornești? Alo? Wow. Stai să mă dau jos după el. Da? L-am pornit cam agresiv. Așa, hai să vedem. 97,8. Vai de capul meu. Am slăbit un kil față de săptămâna trecută? Parcă da, o să verific pe foaia mea. Dar parcă aveam 98,8 săptămâna trecută. Ia să vedem încă o dată. 97,8. Bun. Haide și a treia oară. Hai să vedem, urșilor, hop. Am dezechilibrat. 97,8. Ăsta e, frate. Scriem pe foaia mea. Hai să mergem sus. Ia uitați, urșii mei, am scris aici 97,8 kg în săptămâna 27 și după cum puteți vedea mai avem decât 2 săptămâni și 1,4 kg ca să ajungem la 96,4 kg. Ca să se facă în total de pe 7 ianuarie 2019, de când m-am apucat eu și aveam 146,4 kg, să se facă 50 de kg slăbite. Dacă n-ați văzut toate clipurile, puteți să le vedeți pe absolut toate din primul sezon, din 2019, pe acest canal, în seria Otto Slăbește, să vedeți și voi cât de gras eram la început. 97,8 kg este un rezultat extraordinar, urșii mei. Mai avem foarte, foarte puțin. Mai avem 1,4 kg și ajungem la 50 de kg slăbite. Exact așa cum îmi doream de acum 2 ani jumate de când m-am apucat eu să fac această transformare de pe 7 ianuarie 2019. Ca să slăbesc 1 kg săptămâna aceasta trebuie să fiu într-un deficit caloric de 1000 de calorii în fiecare zi, ceea ce este destul de mult. Mai ales că mănânc și dulciuri, ați văzut, nu am cea mai corectă dietă, cea mai ordonată dietă, cea mai curată dietă. Îmi permit să mănânc absolut tot ce-mi doresc la dieta mea și practic am reușit să o fac un stil de viață și mă bucur enorm de mult că mi-am găsit un echilibru, că pot să mănânc absolut tot ce-mi doresc. Și această dietă și această perioadă de slăbire, mai ales din Otto Slăbește sezonul 4, a fost cea mai ușoară și pot spune acum că mi-am găsit în sfârșit și eu echilibrul, că mi-am găsit un stil de viață în care să-mi permită să pot să mănânc absolut tot ce doresc, dar cu moderație, bineînțeles. Nu pot să mănânc așa acum numai tâmpenii, numai grăsimi, numai prăjeli, numai dulciuri, da? Pentru că altfel nu ar merge normal. Trebuie să mănânc și foarte multe fructe, foarte multe legume, pe lângă aceste prostii pe care le mai consum așa zilnic. Oricum, eu mă bucur enorm de mult pentru ce am reușit să realizez până acum și mă bucur foarte mult că sunteți și voi alături de mine. Sunt din ce în ce mai mulți oameni aici pe canal alături de mine, oameni care mă motivează, oameni care mulțumesc că am reușit să-i motivez să slăbească, că au reușit să învețe ceva din clipurile mele și lucrul acesta îmi dă o satisfacție extraordinară, credeți-mă. Mai avem foarte puțin și o să termin această serie din Otto Slăbește, de slăbit, din singura transformare live, din singura transformare documentată. Eu îmi doresc foarte mult să terminăm în 2 săptămâni pentru că ați văzut că nu mai am nici acolo loc pe caietelul meu, pe foaia mea, să notez. Se termină săptămânile și nu vine să cred că am reușit să mă încadrez în cele 29 de săptămâni. Stați liniștiți, chiar dacă terminăm această serie, eu voi continua să scot clipuri pentru voi, clipuri motivaționale, o să vă mai arăt ce mai mănânc, câte zi
zi cu zi, poate o să facem o perioadă de menținere, după această serie o slăbește, aș vrea să trecem la o perioadă de menținere și la fel să vă arăt ce mănânc eu, să vă dau sfaturi, să vedeți cum mă mențin, să cresc caloriile până ajung la menținere, adică să mai adaug aproximativ 1000 de calorii în fiecare zi și dacă fac lucrul acesta va fi mult mai ușor, bineînțeles, decât atunci când am fost la dietă. Voi putea călca strâmb mult mai des și cu mult mai multe calorii decât am făcut-o până acum și fără să mă îngraș, dar bineînțeles trebuie să continui să fac sport, trebuie să o țin în continuare cu sportul la fel cum am menținut, să mențin ritmul acesta cu sportul pe care l-am menținut până acum, pentru că dacă mă las de sport și mănânc după aia mai mult și cresc caloriile cu încă 1000 de calorii, vă dați seama că s-ar putea să mă îngraș. Oricum este posibil să mă îngraș orice ar fi, nimeni nu poate să știe viitorul. Dacă este să mă îngraș, vom face încă un sezon din Oto slăbește, vom face sezonul 5, dar speranța mea este să nu mă îngraș, sau mă rog, dacă mă îngraș, să mă îngraș decât câteva kilograme, da, să mă țin aici greutatea sub control, să nu mai sar de 100 de kilograme, ăsta ar fi visul meu, dar cine știe ce se poate întâmpla, până la urmă se poate întâmpla absolut orice, nimeni nu știe viitorul și v-am zis, dacă este să mă îngraș vreodată, nu este nicio problemă, vom începe iarăși un sezon din Oto slăbește, vom începe sezonul cu numărul 5. Așadar, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că o să postez din ce în ce mai multe clipuri pentru voi, vreau să ajung să postez câte 3, 4, 5 clipuri în fiecare săptămână. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu la clipurile mele pe care le vizionați pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Clipurile mele vor fi recomandate la cât mai multe persoane și astfel îmi vor vedea cât mai mult perioada de transformare, perioada de slăbire și sunt convins eu că se vor motiva și ei să fie mai sănătoși, să încerce să scape de obezitate, să-și găsească un echilibru în viață, să fac mai mult sport și să înțeleagă cum stă treaba cu slăbitul și cu o viață mai sănătoasă și cu masa musculară, să înțeleagă că nu este numai despre a mânca super, super curat, pentru că ăsta nu este un stil de viață sustenabil, noi nu suntem sportivi, fraților, noi suntem oameni normali. Dieta mea este pentru oamenii normali care vor să fie mai sănătoși, care vor să scape de obezitate, care vor să pună puțină masă musculară. Asta nu este o dietă pentru sportivi de performanță, asta nu este o dietă pentru culturiști, da? Ceea ce vă arăt eu aici este o chestie pe care o pot susține și o pot implementa foarte mulți oameni obișnuiți, oameni normali, exact ca mine, exact ca tine care te uiți la acest clip. Dacă te-ai abonat la acest canal și mi-ai dat like-uri și mi-ai lăsat comentarii și vrei să mă vezi mai des, nu uita să mă urmărești și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez în fiecare zi o grămadă de story-uri. Vei putea să vezi acolo foarte multe din mesele mele. Iar dacă nu te descurci din clipurile mele și nu poți să slăbești singur, nu uita să mă contactezi tot așa pe Instagram sau pe Facebook, să-mi lași acolo un mesaj în privat și ținem legătura și poți să-ți fiu aproape în fiecare zi și să te ajut să slăbești sau să pui masă musculară, depinde de scopul pe care ți l-ai propus. Eu nu vreau să vă iau banii, nu vreau să vă bag mâna în buzunar, împărtășesc absolut toate experiențele mele aici pe canal, pe clipurile mele, dar dacă nu ai timp să le vezi sau nu te descurci, te-am zis, mă poți angaja și voi fi alături de tine 24 din 24 pe WhatsApp, vom comunica, te voi ajuta, îți voi spune ceea ce să mănânci, îți voi spune cum să te antrenezi, pentru că am observat că unele persoane chiar au nevoie de un ajutor mai îndeaproape. Și bineînțeles, dacă vrei să fii sănătos ca un urs, exact ca și mine, nu uita să consumi produse apicole, să faci o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro de cele mai bune produse apicole. Avem acolo o grămadă de reduceri, avem cele mai mici prețuri din țară și calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat cu produsele noastre. Până data viitoare, eu sunt Oto, ursul vostru. Nu uita să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!